Hei, 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 dragilor, salutare și bun venit din nou la Craft the World, jocul nostru drăguț cu pitici pe care îi comandăm să facă diferite sarcini, să îndeplinească diferite sarcini și să taie copaci, să se ducă să facă rost de mâncare, etc., etc., să sape în primul rând, fiindcă asta fac piticii. Hai să intrăm direct în joc, play. Play, așa. Ăștia sunt piticii noștri. Așa, ne-a crescut aici încă un copac, hai să-l tăiem pe ăsta. Un pitic vreau să vină să spargă pe aici. Chiar dacă nu este piatră, mi-ar plăcea să sap mai mult. Nu știu ce sunt cu toate plantele astea și trebuie la un moment dat să investigăm. Dar, cred că am dat peste microfon, scuze. Va trebui să pun... ce este asta? Ce este acest lucru? Pare a fi un sac de semințe. Ok, tăiem copacul ăsta. Am zis că avem un târnăcop și o gheoagă pentru cel nou. Deci asta e gheoagă pentru cel nou. Ăsta e târnăcopul pe care l-am făcut. Tu ești fericit. Max! Uite-l pe Max. Tu vrei un târnăcop și mai trebuie să mai facem încă un târnăcop. De unde fac eu rost de un târnăcop pentru al treilea omuleț? Craft. Ia să vedem. Nu avem piatră. Trebuie să fac rost de piatră și pentru piatră trebuie să merg puțin mai în adâncime. O să... Cred că vreau să vin puțin și pe aici. Drept urmare o să fac așa. Și o să am piatră după ce rezolv aici treaba asta. Cineva trebuie să vină asta, mie să nu se desponeze. Așa. Grâul ăsta poate... poate fi cules! Super! Așa, duceți-vă... Îndepliniți-mi sarcinile. Aici avem niște pești. Am fost data trecută, ține minte, am fost atacați. Și aici este un magazin. Nu știu ce face magazinul. Pot să dau click pe el. Așa. Cred că pot cumpăra. Nu cred că pot vinde, dar cred că pot cumpăra. Uite, buy. Buy. Avem buy. Vreau partea cu sell. Sell. Nu avem sell. Ar fi fost tare să pot să vând pământ, de exemplu, sau să, așa, să fac rost de bani. Ar fi fost chiar interesant. Ajungem noi și acolo, pe parcurs, momentan. Vreau să adune piticii mei toate resursele. Avem aici o sticluță, uite, zice mana. Nu știu exact ce sunt astea. Coins, e clar. Le vedem și aici în crafting. Avem 5 coins. Lemn, avem gârleanu. 3 pitici. Cine scoate sunetele astea? Ok, se pare că nenea cu târnăcopul s-a dus și sparge piatră. Ceea ce mă bucură că este cel cu târnăcopul și nu cel cu cuțitașul. Așa, hai să spargem și aici toate astea. Și să venim la un dat aici, așa. Să facem o zonă mai interesantă. Va trebui să mergem în adâncimi, cred. Bun. Avem un copac aici, un copac aici, mai îmi trebuie oameni. Pentru asta trebuie să tot craftănesc chestii. Și nu știu dacă inventory-ul meu ia craft. Am făcut un task să colectez piatră, 50 de experiență. Și am primit încă o gheoagă. Dacă era un târnăcop, era perfect. Close. Ok, aici se pare că nu sunt limitat la inventory, decât poate cel mult la sloturi. Vedem pe parcurs. Aici avem, rope. Și îmi trebuie lână. Chitină. Chitină, din ce se face? N-am. Dar nu se face. Deci foara se face din lână. Aici avem două chestii noi, avem torțe, deci torțele se fac din rășină și lemn și torțe din viscozitate, din astea de slime, se face din slime, os și os. Am două, aș putea să fac și câte primesc? Una. Ok, dar mai am oricum și rășină, uite câte rășină am. Perfect, ok. Veniți voi aici, nu știu de ce nu vrea nimeni să ia chestia asta. Și asta mă întristează, dar o să sparg și aici, poate trecând prin ea. O iau eu cu mouse-ul, ok. Cookbook.
Avem o carte de gătit. Așa, astea sunt reclame la cartea respectivă, reclame. Bun, va trebui noi la un dat să gătim. Ah, equipment. Equipment, cookbook. Cookbook, unde vine? Cred că este un echipament pentru cineva, pentru un bucătar. Uite, ăsta este, de exemplu, morar. Ăsta e pescar și ăsta este tâmplar. Nu mă ajută niciunul. Ok, săpați voi acolo, voi săpați acolo, tu iei piatra asta. Cineva vine și sparge lemnele astea și treptat, treptat... aș vrea să pun și aici o scară, să știu că este. Uite că trebuie să sară tot timpul, e mai ușor cu scară. Apăs iar 1. Bun! Frunze! Craft! Ia să vedem, mâncare... Feed 1, heal 2%. Feed 1. Deci asta îmi hrănește cu 1, dar merele îmi și vindecă. Ce mai avem aici? Wow, ce-s astea? Portal spell, sunt niște magii. Magic light, portal spell. Ce-s astea? Cum fac asta? Vreau să fac. Vino cu a. Pot să o pun aici, pur și simplu. Și Magic Light? Ok. Și pot folosi aici un portal? Și nu mai trebuie să... Cred că vor folosi portalul direct, nu vor mai intra prin... Nu va mai trebui să mai meargă atât de mult. Ok, super. Hai să mergem mai în adâncime. Pe unde venim? Pe... aici. Super, așa și așa. Asta îmi doresc să fac. Am primit un ban? Am văzut bine că am primit... Uite, am un ban! Cred că voi primi un ban pe care îl voi duce aici și după aia va apărea aici. Cred că asta e chestia. Ups! Trebuie să închid ușa. Am închis ușa ca să nu plouă înăuntru. Și ei oricum vor putea intra prin portal. Ia să vedem. Săriți? Săriți. Perfect. Smithing book. Avem o carte de lăcătuș, de fierar. Și... ups, ce s-a auzit? Nu știu, că sunt pe pauză. Deci asta crește timpul... Crește speed at which objects are... deci obiectele din metal sunt făcute mult mai repede. Perfect. Așa, veniți voi aici. Unul vreau să tai asta. Și restul... Vreau să pună cineva aici o scară. Restul vreau să spargă... pământul ăsta. Și vreau să fiți eficienți. Mana asta... uite că îmi zice că în nu știu cât timp se reface. E un lucru bun. Asta îmi doream. Ar trebui să... Nu știu dacă pot să umplu pământ. Ia să vedem noi o treabă. Pot să... Inventory. Nu asta. Am apăsat E, Q. Nu face nimic ca Q. Bun. Equipment... Nu, equipment, craft, vină tu aici, pământ, de să mi-l pun pe ăsta aici. Ia să vedem noi dacă pot să pun un 3 aici. Deci dacă pot să pun asta, ar fi super, super tare, chiar îmi doresc să fac asta. 3. Aha, bun, bun, perfect, spargem-l înapoi. Ce se aude? Ce se aude? Am tot auzit, opa, o oaie se neacă. Va trebui să merg după oaia asta, să iau lemnele alea în curând. Te văd, tu faci așa urât. Bun, vino aici cu o scară și trebuie să mai fac niște scări. Lemn, vino cu aceea. Așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, bine, hai, 8. Cât lemn mai am? 27, mi-ajunge. Bun, vino și sparge-l pe ăsta. Wow, ce e ăsta? Luptă-te cu ăla! Dă-i! Wow! Portal! Aici! Cum fac portal? Nu! Dă-i! Așa! Oh, a căzut ceva acolo! Bun, nenea ăsta al meu, nu vreau să pici tu acolo! Sper că ești în... și ăsta este aici ciudat! Bun!
cum fac eu să îi iau pe toți ăștia? În primul rând, veniți și luptați-vă cu ăsta. Ceva tot scoate sunete. A, tu vrei aici iuz? Bine, hai, că nu mai plouă. Am deschis aici. Și ar trebui să pun un portal. Cum reușesc eu să fac portalul ăsta? Ia, 2, 4, 6, 8, 9. 9, dacă apăs aici 9, tâc. Super! Asta îmi doream. Acum, veniți aici și luptați-vă cu ăsta. Și cu ăsta. Și cu ăsta. Așa. Perfect. A, și îmi rămân niște cochili? Nu. Cineva să vină și aici. Ție îți trebuie o scară. Așa. Tu vrei niște bătăiță. Și nu știu de ce stau ăștia degeaba când este atât de mult de făcut. Așa. Hai și aici cu o scară. Și e atât de mult de făcut, nu înțeleg de ce stau degeaba. A, ăsta e prea sus, probabil. Ăsta și-o ia acum. Ok. Tu, nu ajungi la ăsta sau care-i treaba? Vine ăsta! Nu! Dă-i! Dă-i! Aoleu, ăsta cred că e puternic. Dar bine că dau doi pitici în el. Wow, ce puternic e! Are un strac gros de chitină. Și vine ăsta urâtul! Nu! Ok, pe ăla l-am luat. Așa. Ce face ăsta? Sper că nu te duci pe el acum. Unde vă duceți voi? Acolo în jos. Au căzut obiecte bune. Bun! Așa. Dă-i în ăsta. Cineva să dea în ăsta. Cineva. Perfect. Dă-i. Dă-i. Încă o dată. Încă o dată. Încă o dată. Super! Și-am făcut level up. Am primit două târnă coape. Perfect, că oricum uitasem să punem unul. Hai să venim aici. Equip. Equip. Ok, l-am primit. Nu l-am primit pe al patrulea, nu încă. Se pare că nu l-am... Oh, ce e asta? 47, 47. Trebuie să urmărim. Așa, 47, 47. Vine 41, 47. 5, 4, 7. Ok. Ok, am făcut-o pe asta. Avem 4 pitici. Hai să-i echipăm acum. Equip. De aici. Equip. Tu vrei o gheogă. Tu vrei un târnăcop. Fafur! Așa, tu ai de toate. Tu ai de toate. Și tu vrei un târnăcop. Super! Acum, cum dau eu în astea cel mai bine? Cred că... cel mai bine pun aici niște pământ. 3. Aici niște pământ și aici niște pământ. Și nu știu dacă astea vor dea în mine. Ok, pământ, pământ. Acum, hai să le atacăm pe astea. Fiindcă îmi dau niște frunze și frunzele astea cred că sunt foarte utile. Așa, și ajunge cineva, n-ajunge nimeni la aia. Pot să o sparg pe asta. Așa, vino tu, dați-n ăsta. Vino și aici. Mai avem 2 melci. Bine că am 4 pitici acum. Acum avem mult mai mult potențial de a reuși să... Avem niște viscozitate. Aici niște copaci. Copacii ăștia trebuie să dispară. Wow, ce bine! Cu cât mai mulți pitici ai, cu atât mai eficient ești. Aici o să pun temporar un pământel, ca să pot să dau din... să dau în planta asta. Am cat chestiile de pe mine. Tuc! Și încă o dată. Și încă o dată. Așa. Ok. Asta am făcut-o. Pot eu oare să fac o undiță? Nu pot. Nu pot să fac undiță. Dar pot să fac niște torțe. Și o să vreau să fac cât mă costă astea. Lemn. Oase. N-am oase destule. În schimb, astea pot să le fac. Uite, rășină și lemn. Rășină, pun aici. Lemn, pun aici. Și vreau să... fac câte 4 deodată. Task complete. Basic illumination. Hai să vedem tech tree-ul. Pot să mă duc aici. Și asta mi-l deschide pe ăsta și pe ăsta. Dar nu mi-l deschide că trebuie să-l termin pe ăsta ca să fac pastea să vină încoace. Super. Și basic cooking.
de aia am nevoie. Așa. Hai că începem să învățăm acest joc. Punem aici o torță și aici o torță, aici una și aici una. Așa, 4. Lemne. Ok, avem aici iarăși un răufăcător de ăsta mic negru și ăsta cred că este ăla care scoate sunetele ciudate. Drepturi mare. Cred că sap odată aici, odată aici. Avem resurse multe și bune. New creature. Avem o creatură nouă. Giant spider. Ah, și aici în astea am rămas la buf pisică. Avem o căpușă gigantică. Melcu, pe care îl cunoaștem. Harmless. Avem stafia asta care pare iarăși harmless. Scheletul care e dangerous. Little dangerous, e puțin periculos. Este spiritul ăsta de caverne. Giant spider, iarăși. Nu, este același. A, nu, asta era căpușa aceea gigantică și ăsta este păianjenul cel gigantic. Așa, și cam atâta. Cam atâta, ok. Wow, ce de resurse și câte mere am putut să primesc. Foarte bine, foarte bine, mă ajută foarte mult. Acum, mi-ar plăcea să-mi acoper aici. Pot să fac ziduri? Ia să vedem dacă pot să fac ziduri. Stai mai întâi să distrug pasta. Și pasta, și pasta. Nu, pasta, pasta. Pasta nu pot, fiindcă e un copac deasupra, cred. Mi-ar plăcea să pot să fac ziduri și pereți. Ia. Nu știu să fac asta. Cum deschid eu tehtriu? New task. Ok, avem task-uri aici diferite, dar cum deschid tehtriu? De aici? Ăsta este. Wooden wall. Deci perete din lemn. Asta îmi doresc. Ce trebuie să fac? Să fac obiecte din fier. Nu am obiecte din fier. Momentan. Momentan. Așa, am pus pe acolo niște torțe. Hai să sparg și pe asta. Da, am zis că vreau să scap de tine, ca atare mai pun aici două scări. Teoretic ar trebui să poți ajunge aici, să-i elimin pe ăștia doi. Ah, sunt doi de ăștia. Doi melci. Două spirite de cavernă și doi melci. Perfect. Mai am niște cristale, am aici niște ciuperci, nu știu exact ce sunt ciupercile astea. Ah, și aici este păianjenul pe care nu-l vedeam. Ok. Hai să vă ajut cu o magie de asta. Cum fac? Aici fac. Așa. Să vă ajut puțin cu o magie ca să meargă mai repede. Și cred că o pot și lungi. Ia să vedem. Da, uite. Pot să o lungesc folosind mana. Au, nu așa. No. Bun. Veniți voi aici. Cred că aici se poate sparge. Perfect. Și aici tocmai ce a crescut ceva sub ochii mei. Ok, nu știi să folosești. Hai să punem aici două scări. Așa, și cred că... Vino și tu aici. Aici cred că mi-ar plăcea să folosesc niște pământ. Să umplu cu niște pământ aici. 3. Ca să pot să vin și aici. Sparg aici. Și pe aia în genul... suntem atacați. Da, voi sunteți aici. Hai, veniți aici. Vino. Mai mulți. Mai mulți. Vreau să vină mai mulți. Of, ce rău o stăm cu viața. Bun, dar am scăpat de ei. Așa. Îți punem și ție un marker în caz că ajungem la tine și copacii ăștia trebuie să dispară. Am umplut acolo cu pământ. Pot să vin aici să sparg mai mult. Wow, doi păianjeni deja. Și unul este și mai imens. Unul e mai imens decât celălalt. Ok, le pun amândură la marker. Vreau să te sparg și pe tine și pe tine acum. Așa, ca să facem aici un nivel mai plan. Of, piticii mei sunt foarte obosiți. Trebuie să-i ajut cu un portal aici. Super. Așa. Și va trebui să mă duc după lână, nu? Aici, după lână.
Hai să venim și aici. Și să te luăm pe tine. Așa. Level up! Am primit niște frunze, niște rădăcini. Ah, cred că din rădăcinile astea, cred că pot să fac chestii de vindecare. Și încă un pitic. Încă un pitic, asta e cel mai important lucru. Hai să vedem ce putem să facem noi din rădăcini. Așa. Cred că nu pot să fac mare lucru. Momentan, cred că nu sunt destul de deștept să fac asta. Dar, facem rost de lână. Așa, bun. Ia lână, du lână acasă. Așa. Cum fac eu? Ăsta a apărut iarăși aici. Bun, trebuie să-l luăm. Aici dau click, nu se întâmplă nimic. Am o carte. Mage Book. Am o carte de magician. Te învață cum să transform din muște în elefanți. Și multe alte magii. Ok, super. Vino încoace, aici. Piticii mei. Ia uite câți pitici vin să se lupte cu un foianjen. Fiindcă a ajuns la nivel. Acum, pot eu oare să iau... Dacă iau aici... Pânză sau fac gaură? Iau pânza. Super. Ia și pânza asta. Așa, cu toate că poate era mai bine să fi lăsat pânza ca să... Să fi coborât și pe aia în genul ăsta, să fi scăpat de el de tot. Vino și... Nu. Vino tu aici. Ok, voi aveți treabă destulă pe acolo. Cineva să ia copacii ăștia. Ok, al cincilea pitic. Al cincilea pitic trebuie și el să aibă unelte. Nu? Ok. Carne! Asta cred că este de la oaie. Al cincilea pitic. De unde mă duc? De la E, aici. Îmi place foarte mult că am E-ul ăsta. Nu am nimica cu ce să-l înarmez. Drept urmare, trebuie să mă duc la Croft. Și cască. Și mining. N-am piatră. Am piatră. De ce zici? Nu le-am făcute. Pur și simplu. Bun. Gheogă. Lemn. O bucată de gheogă. Am făcut-o. Și o bucată de piatră. Una aici. Una aici. Și trei lemne. Vertical. Și avem un târnăcop. Super. Tech 3. Basic tool making. Ceea ce mă bucură. Unde sunt? Basic tool making. Acum pot să fac mobilă și cu mobila după aia o să pot să fac cooking. Super! Perfect. Ia să vedem noi. Equipment. Tu ești cel fără nimic. Ia-ți un târnăcop. Ia-ți o gheogă. Să nu zici că te-am uitat. Toată lumea e bine pe aici? Aproximativ. Dacă eu pun aici oare o scară... mi-ar plăcea să pot să scap de păianjenul ăsta. Ok, aici nu se întâmplă nimic, interesant, da? Acum, mi-a zis că trebuie să amplasez un totem la un moment dat. Nu așa. Aici, săgeată. Săgeată. Așa, complete the shelter. Zice că trebuie să-mi pun un totem. Și eu știu că am ceva de equip. Nu de aici. Craft. Am undeva o chestie. Uite aici, un totem. Super. Vino tu aici. Și dacă eu te pun pe tine momentan, să zic că te pun momentan aici. Nu. Așa, te pun momentan aici. Ăsta cred că am mai depus încă un mini păianjen aici. Și aici. Ăștia s-ar putea să facă mini păianjeni. Vedem pe parcurs. Vino tu aici cu legea asta. Aici mi-ar trebui niște scări. Să nu cadă ăștia de la distanță. Mie să nu se lovească. Bun, totemul ăsta ce zice? Confort 0. N-are confort. N-avem confort? Hey, Warrior's Book, am mai găsit încă o carte. Asta cred că e a patra carte. Îmi mărește damage-ul de la arme corp la corp. Ceea ce este un lucru foarte bun. Equip.
cărți. Ia uite, am 4 cărți. Super! Miner, deci unul e miner, unul e carpenter. Carpenter e tâmplar. Unul este morar, nave moară, și unul este pescar. Și am 2 tâmplari. Am înțeles. N-avem niciunul care să fie super bazat pe luptă. Unde aș putea eu pe tine să te pun, dacă te-aș pune? Hai să zicem că i-aș dau lui ăsta, miner. De fapt, nu i-o dau încă. Nu i-o dau încă. Mă gândesc că poate găsesc... Uite, ăsta, 40, tot scade. În 40 de minute se întâmplă ceva. Estimated time before next monster wave. Deci, timpul estimat înainte de următorul val de monștri. Aha, s-ar putea să fie puțin cam periculos. Dragilor, vă mulțumesc mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut și acest episod. Sper că v-a plăcut cum am dezvoltat puțin baza și ne vedem data viitoare, după ce bătem puțin acest păianjen ca să vedem și asta cum se întâmplă. Perfect, super! Pe data viitoare, dragilor! Numai bine vorez! Pa, pa!